Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face sărmăluțe în foi de varză murată și în foi de vița de vie. Rămâneți împreună cu mine ca să vedeți modul de preparare și ingredientele. Vom avea nevoie de 1 kg de carne tocată de vită, o jumătate de kilogram de carne tocată de porc, 1 kg de ceapă, 2 pahare de vin cu orez, 300 de grame de suc de roșii, frunză de varză murată, frunză de viță, ulei, sare, piper, cimbru uscat, mărar uscat și leuștean uscat. Într-o tigaie vom pune puțin ulei și vom adăuga ceapa tăiată mărunt, unde o vom căli. Când ajunge transparentă, vom adăuga orezul nostru și amestecăm. Vom adăuga și sucul nostru de roșii. Adăugăm și sarea și piperul după gust, cimbrul uscat și mărarul și leușteanul. Amestecăm totul. Și o să dăm deoparte când compoziția este solidă și o să adăugăm carnea tocată de vită și de porc. Amestecăm totul astfel încât să avem o compoziție omogenă. Acum compoziția este gata și ne pregătim să învelim sarmalele în foi de viță și în foi de varză murată. Acum luăm câte o foaie de varză, punem o linguriță de carne pe ea, rulăm, îndesăm excesul de varză la capete, în interiorul sarmale, ca să închidem sărmăluța și procedăm la fel și cu frunza de viță de vie. Deci luăm o frunză de vie, punem cu lingurița, o linguriță de carne de umplutură, apoi îndesăm excesul de frunză de la capete din interiorul sarmalei ca să dăm formă la sărmăluțe. Le așezăm într-o oală, unde pe fundul oalei am așezat frunze de varză sau frunze de vie.
turnăm deasupra apă fierbinte unde am pus un praf de sare. Acoperim cu frunze de vie sau cu frunze de varză murată. Eu pun și o farfurie întoarsă deasupra ca să nu se ridice sărmăluțele noastre. Apoi dăm la cuptor, la cuptorul încins și lăsăm să fiarbă circa 2 ore, 2 ore jumătate, 3 ore. Dacă mai este nevoie, mai putem completa cu apă până la nivelul sarmalelor. Vă urez poftă bună și sper că această rețetă v-a plăcut. Eu v-am explicat modul de preparare. Este foarte simplu. Și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim și ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!